Tottenham Hotspur este o echipă foarte, foarte bună din Anglia, având jucători în momente de față precum Son, Madison, Drăgușini, ba chiar, însă sezonul acesta Harry Kane i-a părăsit. Spurs n-a mai câștigat un trofeu major din 2008 și acela a fost Carabao Cup. De atunci n-a mai câștigat absolut niciun trofeu major. În sezonul acesta de Premier League se pare că s-a descurcat destul de bine, este pe locul 5 cu 66 de puncte, însă noi în videoclipul de azi o să preluăm pentru 10 sezoane Tottenham Hotspur și o să facem cea mai bună echipă din lume. Și după cum vedeți, suntem la Spurs, unde vom prelua echipa și vom încerca să o facem cea mai bună echipă. Însă ca să facem acest lucru, trebuie să setăm niște obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Tottenham trebuie să reușească să câștige Premier League de 4 ori. De asemenea, pentru că Tottenham nu are foarte multe trofee, trebuie să punem multe, multe trofee. Și eu zic 25 de trofee este foarte bine pentru Spurs. Spurs de asemenea trebuie să aibă un jucător sau mai mulți în echipă care au câștigat balonul de aur de 3 ori. De asemenea, Spurs trebuie să aibă în echipa sa un jucător sau mai mulți care au câștigat gheata de aur de 2 ori. De asemenea, Spurs trebuie să reușească până la urmă să câștige Champions League-ul de 2 ori și Super Cup-ul o singură dată. Iar de asemenea, trebuie să aibă în echipa sa măcar un jucător cu 99 overall. Acestea sunt obiectivele. Eu zic că sunt destul de bune și Spurs o să le reușească pe toate. Însă, înainte să începem, trebuie să setăm o regulă interesantă pentru Tottenham. Și regula este că nu avem voie să transferăm niciun jucător până când nu avem o poziție de Champions League. Și regula este că avem voie să transferăm numai jucători de peste 30 de ani până când terminăm pe o poziție de Champions League. Apoi o să avem voie să transferăm orice jucător. Și avem, desigur, voie două transferuri pe sezon. Însă, înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să setăm cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pe Trasrange acolo 1k subscriber. Mai avem foarte, foarte puțin, mai avem cred că 100 de abonați și ajungem. Și nu uitați că la 1k subscriber aveți un videoclip special. Și desigur, nu uita dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. E bine, acesta fiind spus, hai să vedem cum arată echipa. Echipa, să fiu sincer, arată chiar ok, chiar arată destul de bine. Însă problema la ei este că nu au un striker foarte bun, adică Son este strikerul și el trebuie să fie left winger. El pe poziția de left winger este bun. L-avem aici desigur și pe Drăgușin, care da, momentan nu o să intre în primul 11, dar în caz că o să crească overall-ul foarte mult, o să băgăm cu siguranță. Însă pentru primul sezon nu vreau să facem niciun transfer, pentru că în viața reală Tottenham a reușit pe locul 5. Vreau să vedem dacă cu această echipă putem să reușim și noi același lucru. Așa că nu vom face absolut niciun transfer acest sezon. Eu desigur că o să mă bag să fac development planurile și contractele și revin după aceea. Am terminat contractele și development planurile și echipa arată foarte bine pentru primul sezon, pentru că am păsat la fel și chiar arată bine. Așa că simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem dacă reușim ca în viața reală pe locul 5 sau poate mai bine. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, mamă, cât au crescut jucătorii noștri. Peste tot avem mici creșteri, însă haideți să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și se pare că este Son, da, categoric este Son, cu 29 de goluri și 11 asisturi. La nici Richarlison a stat foarte departe cu 26 de goluri. Haideți să vedem că reușim gheata de aur și se pare că nu reușește aici Salah să câștige gheata de aur cu 30 de goluri. Haideți să o vedem ce am făcut în Premier League, să sperăm că reușim acolo, locul 7, locul 6, suntem ok. Locul 6, nu reușim ca în viața reală, din păcate suntem în afara pozițiilor 1, 2, 3 și 4, adică Champions League, așa că nu avem voie să transferăm jucători sub 30 de ani. Emirates FA Cup, haideți să vedem dacă reușim, nu reușim aici, câștigă Manchester City. Carabao Cup reușim, nu, câștigă Manchester City. Da, și se pare că n-am fost în niciun campionat european, nici în Europa League, nici în Champions League și nici în Conference League. Pentru sezonul cu numărul 2, sincer să fiu, cred că avem nevoie de niște jucători noi. Însă, din păcate, nu putem să transferăm jucători sub 30 de ani. Și o să încerc eu să găsesc un atacant foarte, foarte bun de 30 de ani plus, sau dacă nu, un mijlocaș. E bine, până la urmă, n-am găsit un atacant foarte bun, însă vreau să transfer pe Ederson și pe KDB, ambii de la Manchester City. O să ne ajute din două motive. Un motiv este că, na, sunt foarte buni jucători, chiar sunt foarte buni, și lui KDB și expiră contractul. Și a doua chestie care ne ajută este că sunt de la Manchester City și o să slăbim Manchester City cu chestia asta. Așa că o să încercăm noi să
să-i transferăm pe amândoi. Bugetul însă nu prea ne ajută, dar să sperăm că reușim. Și un nou mijlocaș vine la echipă. KDB vine pe suma de 30 de milioane de euro, însă împreună cu Hojbjerg. Hojbjerg cu 33 de milioane de euro să sacrifică acolo, dar vine KDB totuși. Din păcate pentru Ederson nu prea ne ajung bani, însă haide să vinde niște jucători. Ei bine, și-am văzut destul de mulți jucători, au plecat chiar foarte mulți, am încercat acolo să golesc clubul de jucători pe care nu-i folosim și am strâns până la urmă 216 milioane de euro. Și un nou portar vine la echipă, Ederson vine pe suma de 83 de milioane de euro. Bun, și cu Ederson și KDB aici în mijloc, o să ne ajute foarte mult și sunt sigur că o să reușim destul de multe sezonul ăsta, însă desigur trebuie să mă bag eu să fac contractele și develop planurile, așa că revenim imediat. Am făcut contractele și develop planurile, echipa arată foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 2 să sperăm că data asta suntem în top 4 măcar. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, dacă mă întrebați pe mine, chiar arată destul de bine, chiar dacă uite că KDB a scăzut cât de cât și sunt să fiu sincer, a scăzut înapoi la 87, totuși a rămas cât de cât foarte bună. Haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Richarlison cu 28 de goluri, bine, bine pentru el, și KDB a scris aici 20 de goluri, iar la asisturi este Kulusevski cu 13 asisturi. Haideți să vedem dacă reușim gheata de aur și se pare că nu reușim. Bruno Fernandes și reușește aici cu 24 de goluri. E bine, haideți să vedem dacă suntem pe locul 4 măcar în Premier League. Hai să vedem. Oh, wow, pe 5 este Manchester City. Ok, pe 6 Arsenal. Wow, ok. Hai să vedem, suntem pe 4, nu suntem pe 4. Manchester United este pe 4. Pe 3, nu suntem pe 3. Newcastle este pe 3. Și acum cine a mai rămas? Chiar nu-mi dau seama ce a mai rămas. Liverpool? Da, Liverpool. Și Tottenham. Hai să vedem dacă suntem pe locul 1 sau locul 2. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm Premier League cu 88 de puncte, mamă ce distanță față de Liverpool. Chiar au jucat foarte, foarte bine jucătorii noștri sezonul acesta. Emirates FA Cup, haideți să vedem dacă reușim, nu reușim aici, Manchester City câștigă. Carabao Cup, haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu, aici câștigă Liverpool. Însă după cum vedem, se pare că am fost în Europa League, haideți să vedem ce am făcut. Se pare că am intrat grupa pe locul 1 cu 14 puncte, însă suntem foarte rapid scoși de Atalanta cu 4-2 la general. Și se pare că câștigă Sevilla, bine pentru ei. În sezonul numărul 3, hai să vedem ce putem să facem la echipă încât să o facem mai bună, mai ales că în data asta suntem în Champions League și putem să transferăm orice jucător vrem noi. E bine, și la echipă avem nevoie de un nou atacant, în locul lui Son. Son are 32 de ani și o să scoadă în continuare. Poate și un nou mijlocaș în locul lui KDB, pentru că are 34 de ani și da, și el o să scadă foarte mult, chiar dacă este un mijlocaș foarte bun. E bine, și în locul lui Son o să-l transferăm pe Gabriel Martinelli și la mijloc o să-l transferăm desigur pe Eduardo Camavinga. Doi jucători foarte, foarte buni, însă destul de scumpi, însă avem bugetul necesar pentru că l-am văzut acolo pe Son, tot ce mai aveam, și acum avem 300 de milioane de euro. Bine, și Martinelli vine la echipă pe suma de 112 milioane de euro. Eduardo Camavinga vine și el pe suma de 125 de milioane de euro. E bine, acum cu Camavinga pe banca de rezervă, care o să ia locul lui KDB în cel din urmă, și cu Martinelli pe stânga, arată mult, mult mai bine echipa. Mă bag să fac contractele și develop planurile și revin. Am făcut contractele cât și develop planurile. Echipa arată foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 3, sperăm că o să câștigăm acolo Champions League-ul cu prima ocazie. Haideți să vedem cine câștigă balonul de aur în 2020. 5 este Kylian Mbappé. Da, ok. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Vedem că nici KDB n-a scăzut foarte mult, iar echipa a crescut absolut peste tot. Haideți să vedem ce a scris și multe goluri și se pare că este Richarlison cu 40 de goluri. Bine, mă, Richarlison, mă. Martinelli în spate cu 29, Kulusevski cu 26 și la asisturi este Kulusevski cu 17 asisturi. Haideți toți să vedem gheata de aur dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm aici gheata de aur cu Richarlison cu 25 de goluri. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că reușim. 90 de puncte pentru Tottenham Hotspur, din nou pe locul 1 în Premier League. FA Community Shield, haideți să vedem dacă reușim și se pare că reușim. 4-0 versus Manchester City. Emirates FA Cup, haideți să vedem, nu reușim aici, câștigă Manchester City. Carabao Cup reușim, nu reușim, câștigă aici
Arsenal. În Champions League se pare că suntem pe locul 2 în grupă cu 12 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Milan pe crobate cu 3-1 la general. În Quarter Final se pare că dăm de Atletico Madrid pe crobate cu 3-2 la general. În semifinale dăm de PSG pe crobate cu 3-2 la general. Iar finala voi juca versus Barcelona, unde a câștigat acolo versus Bayern cu 3-2 la general. Haideți să vedem prima ocazia noastră să câștigăm UEFA Champions League. 3, 2, 1 și reușim cu 2-1 să o batem pe Barcelona și Tottenham câștigă Champions League-ul. În sezonul cu numărul 4, haideți să vedem ce putem să schimbăm la echipă încât să o facem mai bună. Și să fiu sincer, nu prea văd unde trebuie schimbări. Poate în locul lui Van de Ven, dar nu cred. Ludoghi poate, are totuși 23 de ani. Poate de fapt pe banca de rezerve. Ar merge un nou mijlocaș de rezervă sau un nou fundaș. Drăgușin, din păcate, nu a crescut așa de mult. Așa că, da, o să transferăm un nou fundaș de rezervă și un nou mijlocaș de rezervă. E bine, și Barrios cu Cruz, un jucător pe care îi vom transfera. Doi jucători tineri, 21 respectiv 23 de ani. Niște jucători buni care pot să crească acolo și pot să ne ajute destul de mult, așa că haide să-i transferăm. E bine, și Barrios vine până la urmă la echipă pe suma de 52 de milioane de euro. Cruz vine și el pe suma de 32 de milioane de euro. Acum cu Barrios și cu Cruz pe banca de rezerve arată puțin mai bine echipa. Facem repede development planurile și contractele și revenim. Development planurile și contractele le-am făcut. Echipa arată foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Champions League-ul. Haideți toți să vedem în 2026 cine câștigă balonul de aur și este Richarlison? Da, cred că este Richarlison. Mi-a luat puțin să pot fața lui, dar câștigă un jucător al nostru balonul de aur. Sezonul numărul 4 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte bine cu Kulusevski la 91 overall, însă da, din păcate KDB a scăzut la 84 overall. O să-l punem noi aici pe Bentancur momentan, ba nu, o să-l punem pe Barrios, văd că crește mai bine și na, o să schimbăm și al jucători în sezonul următor. Însă haideți să vedem totuși cine a scris și mai multe goluri și se pare că este Richarlison cu 35 de goluri. Pe locul 2 este Gabriel Martinelli cu 24 de goluri și Kulusevski un pic mai în spate și la asisturi este Kulusevski cu 14 asisturi. Haideți să vedem ce câștigă Gheata de Aur și se pare că este Højlund, ok, cu 24 de goluri, ok, un singur gol diferență, însă au jucat 36 de meciuri, noi ne-am jucat 36. Haideți să vedem premierile dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm premierile cu 78 de puncte. Foarte aproape Manchester United și Manchester City, însă tot noi reușim să câștigăm Premier League. FA Community Shield reușim, nu ne bate Manchester City cu 2-1. Emirates FA Cup reușim Emirates FA Cup cu 2-0 versus Arsenal. Carabao Cup reușim, se pare că nu pierdem în finală versus Chelsea. Bă. UEFA Super Cup reușim, nu pot să cred, pierdem și Super Cup cu 2-1 versus Real Madrid. What? A câștigat Real Madrid de Europa League. În Champions League se pare că suntem pe locul 2 și trecem în parte unde în Round of 16 ne-a scos PSG cu 4-3 la general și câștigă PSG. Ok, măcar cea care ne-a bătut a câștigat. Suntem în sezon cu numărul 5 și în sezonul acesta trebuie să facem niște schimbări la echipă. Momentan o să lăsăm pe Barrios să se descurce aici în mijloc și în caz că nu o să grească o să transferăm însă sezonul următor alt mijlocaș. Însă vreau să transfer un nou fundaș în locul lui Van de Ven din cauza că s-a oprit aici la overall de 85, așa că voi transfera un nou fundaș și se pare că KDB a plecat de la echipă până la urmă la 36 de ani cred că a plecat. O să transferăm și un nou mijlocaș de rezervă. E bine, și cei doi jucători sunt Ruben Dias cu Pablo Gavi. Până la urmă o să-l punem pe Barrios ca rezervă în continuare și o să intre Pablo Gavi în locul lui. Iar Ruben Dias este un fundaș foarte bun, chiar dacă are 30 de ani sunt sigur că o să ne ducă până la final. Așa că haide să-i transferăm pe amândoi. Și se pare că Ruben Dias până la urmă vine la Tottenham Hotspur pe suma de 120 de milioane de euro. Pablo Gavi vine și el pe suma de 161 de milioane de euro. E bine, acum cu Gavi și cu Ruben Dias în defensivă, echipa arată mult, mult mai bine. Revenim după ce fac development planurile și contractele. Contractele și development planurile le-am făcut, echipa arată excelent, așa că simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem dacă de data asta reușim până la urmă să câștigăm încă o dată Champions League. Haideți să vedem în 2027 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Richarlison din nou, mă, bine mă, Richarlison, mă, de două ori la rând câștigă balonul de aur.
aur. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Martinelli la 94 overall, Kulusevski 92, Richarlison 93. Au crescut foarte, foarte mulți jucătorii. Însă haideți să vedem ce am scris cea multe goluri și se pare că este Richarlison cu 35 de goluri. În spatele lui Kulusevski cu 34 de goluri, însă cu 16 asisturi, cu siguranță cel mai multe asisturi. Haideți să vedem, gata, dar dacă reușim și se pare că nu reușim. Aici Saka cu 27 de goluri reușește. Haideți să vedem Premier League dacă reușim și se pare că reușim din nou Premier League să câștigăm cu 95 de puncte. În spatele nostru este departe Arsenal. FA Community și reușim de data asta? Nu reușim. Din nou nu reușim. Câștigă aici Manchester United cu 7-6 la penaltiuri. Emirates FA Cup, să vedem dacă reușim. Nu reușim aici. Câștigă Manchester City. Carabao Cup reușim și se pare că reușim cu 3-0 versus Aston Villa. În Champions League se pare că am trebuit pe locul 1 cu 13 puncte. Mai departe am dat de Borussia Dortmund pe care am bătut-o cu 4-2 la general. În quarter final se pare că dăm de City pe care o scoatem cu 3-2 la general. În semifinale se pare că dăm de Real Madrid pe care o scoatem cu 6-2 la general. I-am spart efectiv. Iar final am jucat versus Leverkusen. Haideți să vedem a doua șansă de a câștiga aici Champions League-ul. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm a doua oară Champions League, mă. O batem pe Leverkusen cu 2-1. În sezonul cu numărul 6, haideți să vedem ce reușim să facem la echipa asta. Ca să o facem mai bună, se pare că în primul 11 nu putem să facem nimic pentru că efectiv arată prea bine primul 11. Așa că vom posta așa. Însă pe banca de rezerve putem să upgradăm aici puțin atacul și defensiva în locul lui Royal. Așa că transferăm un fundaj dreapta sau stânga și un atacant în locul lui Solomon. E bine, și pe la urmă să transferăm pe Fran Garcia cu Diogo Jota. Doi jucători foarte, foarte buni, cu niște overall-uri foarte bune, așa că haide să-i transfer rapid. Diogo Jota vine la echipă pe suma de 50 de milioane de euro. Fran Garcia vine și el pe suma de 49 de milioane de euro. Fran Garcia cu Diogo Jota au intrat aici pe banca de rezerve, unde o să ne ajute foarte, foarte mult, așa că o să fac repede în planuri de și contracte de și revenim. Echipa arată foarte bine, cât și pe marca de rezerve și în primul 11, așa că simulăm sezonul numărul 6 să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Champions League-ul și din nou Premier League-ul. Haideți să vedem în 2028 cine câștigă balonul de aur și este Martinelli, mă, Gabriel Martinelli câștigă balonul de aur, 3 baloane de aur la noi în echipă. Sezonul numărul 6 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, adică na, cam la fel ca sezonul anterior, însă puțin mai bună. Însă cine vedem că a scăzut este Ederson, are 90 overall de la 92, pentru că are 35 de ani. Însă haideți toți să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Kulusevski cu 42 de goluri, Richarlison cu 35 de goluri și Martinelli în spate cu 20 de goluri. Uitați-vă și voi, atacanții noștri, câte goluri au reușit să înscrie. Haideți toți să vedem dacă reușim să câștigăm gheata de aur și se pare că nu reușim, mă, câștigă Isak, 26 de goluri înscrise în Premier League. Haideți să vedem Premier League, reușim, reușim Premier League cu 96 de goluri, 96 de goluri, 10 puncte diferență față de Manchester United. FA Community Shield, reușim, reușim și FA Community Shield, 3-2 versus City. Emirates FA Cup, reușim, nu reușim, pierdem în finală versus Manchester City. Carabao Cup, reușim și se pare că reușim și Carabao Cup cu 2-1 versus Chelsea. UEFA Super Cup, reușim să câștigăm, reușim și UEFA Super Cup versus AS Monaco cu 3-1, îi batem și pe ei. În Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 15 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Young Boys pe care îi batem cu 5-1 la general, îi spartem efectiv. În quarter final însă ne scoate Barcelona cu 3-2 la general. Bă, ce rapid oricum ne-a scos. Și ar final au câștigă Barcelona, da. Dacă tot ne-a bătut pe noi, a câștigat UEFA Champions League. Suntem în sezonul cu numărul 7, așa că haideți să vedem ce putem să îmbunătățim la echipă. Ederson, da, va pleca Ederson și vom aduce un nou portal la echipă. Însă al doilea transfer, sincer, nu prea știu unde să-l faci. Ar fi o idee să-l vinde pe Richardson pentru că e scump și are 32 de ani, adică ușor, ușor să scadă. Și să aducem un nou striker, dar ce striker să aducem oare? E bine, și ca striker o să-l transfer pe Erling Haaland. Adică Richardson chiar a fost foarte bun la noi în echipă, însă după cum ați văzut are 32 de ani și o să scadă. Așa că am profitat de l-am vândut și o să vină Erling Haaland, care este mult mai tânăr și care are același overall. E bine, și Erling Haaland vine la echipă până la
la urmă vine la Tottenham Hotspur pe suma de 218 milioane de euro. Iar portar presupun că o să ne luăm sezonul următor, însă o să-l pun aici pe Vicario în locul lui Ederson sau hai, lasă pe Ederson că poate nu scade chiar așa de mult. Însă acum cu Haaland în atac, avem un atac foarte, foarte frumos. Fac repede TV în planurile cu contractele și revenim iată. Echipa este pregătită, am făcut contractele și TV în planul, așa că simulăm sezonul numărul 7, să sperăm că sezonul acesta câștigăm din nou Champions League-ul și Premier League-ul. În 2029, haideți să vedem ce câștigă Balon de Aur și este Martinelli, mă, bine mă, Gabriel Martinelli de la noi din echipă câștigă Balon de Aur. Sezonul numărul 7 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Martinelli la 98 overall, cel mai aproape acolo, se apropie el, aici o să fie schimbat Ederson cu Vicario și o să transferăm un nou portar în sezonul următor. Însă uitați-vă și voi, 98 overall, foarte aproape să ajungă la 99. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Haaland cu 33 de goluri, Martinelli cu 30 în spate și Kulusevski în spate cu 26 de goluri. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm gheata de aur și se pare că reușim cu Haaland, reușim să câștigăm gheata de aur cu 27 de goluri. Premier League reușim și se pare că reușim din nou Premier League cu 92 de puncte. Manchester City fiind pe 2 la distanță foarte, foarte mare. FA Community Shield reușim, reușim versus City 2-0. Emirates FA Cup, hai să vedem că reușim, nu reușim, aici este Liverpool. Carabao Cup reușim, nu reușim, aici este City. În Champions League terminăm pe locul 1 în grupă cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Sevilla pe care o bate cu 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de City pe care o scoatem cu 5-2 la general. În semifinal se pare că dăm de Manchester United pe care o scoatem și pe ea cu 5-2 la general. Am scos Manchesterul. Iar finala este versus Juventus și voi nu știți, dar știți cine la Juventus? Este Richarlison cu 94 overall. Hai să vedem dacă reușim să batem Juventus și 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim. Tot Tottenham Hotspur rămâne cea mai bună echipă, chiar dacă Richarlison s-a dus la Juventus. Îi batem cu 2-1 și câștigăm din nou Champions League-ul. Sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce putem să facem la echipă. În primul rând trebuie să schimbăm pe Jota și pe Ederson, așa că vom aduce un portar și un nou atacant de rezervă. E bine, și o să-i transferăm pe Donnarumma și pe Darwin Nunez. Doi jucători foarte buni, cu overall-uri foarte bune și destul de ieftini, așa că o să-mi bag repede să transfer. E bine, și Donnarumma vine la echipă pe suma de 67 de milioane de euro. E bine, și Darwin Nunez vine la echipă pe suma de 87 de milioane de euro. E bine, acum cu Donnarumma care se intre portar și cu Darwin Nunez, echipa arată mult, mult mai bine. Fac contractele și divem planul și revenim. Divem planurile și contractele sunt făcute, echipa arată excepțional, așa că simulăm sezonul cu numărul 8 data asta, sperăm că câștigăm absolut toate trofeele, inclusiv Champions League și Premier League. În 2030, hai să vedem ce câștigă Balon de Aur și este Haaland, este Erling Haaland de la noi din echipă. Bine, mă, let's go. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și în continuare Martin are 98 overall. Am sperat și eu că se face la 99, dar nu. Nu s-a făcut, însă Haaland la 97 arată oricum foarte, foarte bine echipa. Haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Martinelli cu 40 de goluri și 19 asisturi, un total de 59 de contribuții. Kulusevski și el cu 34 de goluri în spatele lui Martinelli, însă Haaland doar cu 21. Haideți să vedem gheata de aur dacă reușim să câștigăm și se pare că reușim. Martinelli marchează 27 de goluri. Premier League, hai să vedem dacă reușim. Reușim să câștigăm Premier League cu 83 de puncte. Pe locul 2, Manchester City, dar la diferență de 10 puncte față de noi. FA Community Shield reușim, reușim să o batem aici pe Liverpool cu 3-1. Emirates FA Cup reușim, reușim și Emirates FA Cup 1-0 versus Manchester United. UEFA Super Cup reușim, însă reușim UEFA Super Cup, o batem pe Real Betis la penaltiuri cu 4-2. În Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Bayern pe care o batem cu 5-2 la general. Quarterfinal se pare că dăm de Benfica pe care o scoatem cu 6-4 la general. Însă în semifinale dăm de Milan care ne scoate cu 5-4 la general. Iar finala câștigă, da, AC Milan. Suntem în sezonul cu numărul 9 și în sezonul cu numărul 9 trebuie să facem câteva transferuri la echipa principală. Se pare că Madison are 34 de ani, ok, va trebui să fie schimbat. Bentancur și el la fel, 34 de ani. Romero 33, mai ducem un sezon, zic eu. Ruben Dias 34 de ani, da, au început să îmbătrânească foarte mult. Însă restul jucătorilor n-au nicio
problemă, sunt foarte, foarte, foarte bine. Însă cam trebuie să schimbăm 4 jucători și nu prea putem, așa că o să schimbăm doar mijlocaș și fundaș și o să-i lăsăm pentru sezonul următor. Așa că îl schimbă pe Madison și pe Bendancur. E bine, și vă transfera pe Florian Wirtz și Elmas, 2 jucători foarte buni, mai ales Florian Wirtz. Însă ce-mi place la ei doi este că la ambii le expiră contractul și o să putem să-i luăm mult, mult mai ieftin. Așa că haide să-i transferăm. Până la urmă, Florian Wirtz vine la echipă pe suma de 121 de milioane de euro. Elmas vine și el pe suma de 45 de milioane de euro. Acum cu Florian Wirtz și Elmas pe banca de rezerve, chiar arată mai bine echipa. Însă în sezonul următor, sezon cu numărul 10, va trebui să transferăm 2 noi fundași. Mă voi băga de sigur să fac aici diverse planurile și revin. E bine, contractele le-am făcut, cât și diverse planurile, echipa arată foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 9, sper că reușim să câștigăm din nou Champions League-ul și Premier League-ul la un loc. Haideți să vedem în 2031 ce câștigă Balon de Aur și se pare că este Martinelli, mă. Bine, mă, Martinelli, mă. Cred că este al treilea sau al patrulea lui Balon de Aur. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, însă încă n-a ajuns la 99 overall, din păcate. Însă da, vedem că au scăzut mult fundașii. Să sper că nu a afectat așa de mult echipa. Haideți să vedem totuși șanse, că au multe goluri și se pare că este Erling Haaland cu 30 de goluri, Martinelli în spate cu 28 de goluri și Kulusevski cu 23. Haideți să vedem gheata de aur dacă reușim și se pare că reușește Haaland cu 24 de goluri la egalitate cu Bukayo Saka, însă na, tot se pune pentru că împart locul. Premier League reușim să câștigăm Premier League cu 83 de puncte distanță, 10 puncte față de Manchester City, care este pe locul 2. FA Community Shield reușim versus Manchester City cu 2-1. Emirates FA Cup, hai să vedem că reușim, nu pierdem versus Chelsea, wow, ne bat 2-1, ok. Carabao Cup reușim să câștigăm, nu reușim aceste West Ham. În Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, nu pierdem absolut niciun match. În Round of 16 se pare că dăm de Celtic, pe care o scoatem cu 3-1 la general. Quarterfinal se pare că ne scoate AC Milan, scoate AC Milan cu 3-2 la general. Iar AC Milan nu câștigă, câștigă Bayern 1-0, ok. E bine, și am ajuns și în ultimul sezon cu numărul 10, unde va trebui noi să schimbăm cei doi fundași. E bine, și cei doi jucători sunt de sigur Araujo cu Saliba, doi fundași foarte, foarte buni, așa că haide să-i transferăm pe amândoi. Ronald Araujo vine la echipă pe suma de 20 de milioane de euro, însă l-am dat și pe Romero. Vine și William Saliba pe suma de 37 de milioane de euro plus Ruben Dias. E bine, și acum cu Saliba și cu Araujo echipa arată mult, mult mai bine. Cam așa va arăta ultimul nostru primul 11, pentru că este ultimul sezon. O să bag eu să fac repede diverse planurile pentru ultimul sezon și revin imediat. Am făcut diverse planurile, echipa arată foarte bine, așa că simulăm ultimul sezon cu numărul 10, să vedem dacă reușim să câștigăm în ultimul sezon Champions League-ul. Haideți să vedem în 2032, în sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, cine câștigă Balonul de Aur. Și este Haaland. Bine, mă, Haaland. Câștigă Erling Haaland Balonul de Aur. Ultimul sezon cu numărul 10 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și în sfârșit, mă, bine, mă, Martinelli, mă, bine, mă, Martinelli. Avem un jucător de 99 overall, foarte, foarte la limite, foarte la limită. Haideți toți să vedem ce am scris, ce am multe goluri și se pare că este Martinelli, mă, cu 36 de goluri și 19 asisturi. Kulusevski cu 34 în spatele lui și Haaland, care a scăzut cu 2 overall-uri, doar 25 de goluri. Haideți să vedem gata de dacă reușim și se pare că reușește Kulusevski și în spatele lui Martinelli, care au un număr egal de goluri date în Premier League. Premier League reușim să câștigăm Premier League cu 97 de puncte. Mamă, ce distanță față de Arsenal, Manchester United și West Ham. Foarte, foarte mare distanță. FA Community și reușim să o batem aici pe Chelsea cu 1-0. Emirates FA Cup reușim, nu reușim aici. Carabao Cup reușim să câștigăm, nu reușim nici aici. În Champions League se pare că terminăm pe locul 1 cu 12 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Leverkusen, pe care o bate cu 3-1 la general. În Quarterfinal se pare că dăm de City, pe care o scoatem cu 7-4 la general. În semifinal dăm de Real Madrid, pe care o scoatem cu 6-2 la general. Și finala vom juca versus Juventus. Haideți să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim cu 3-0 să o batem pe Juventus, mă. Bine, mă, let's go. Reușim din nou Champions League în ultimul sezon. E bine, și cam asta a fost videoclipul
jocul de azi. Sper că a plăcut, am încercat acolo să transfer cât de mulți jucători interesați am putut eu și eu zic că am făcut o treabă destul de bună. La obiective, să fiu sincer, cred că le-am completat aproape pe toate. Adică chiar nu știu ce obiectiv nu am completat. Am completat și baloana de aur, sigur. Ghetele de aur, eu zic că le-am completat. Trofeele s-ar putea să nu le fi completat. Premierul l-am completat, adică am completat cred că toate obiectivele. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1k subscriber, pentru că la 1k subscriber aveți un videoclip special de la mine. Și dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când postez cea nouă. I-a fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!